Cosmin Olăroiu pleacă din nou pe 5 milioane de euro pe an, domnul Dragomir, la Sharjah FC în Emirate. Da. Vă așteptați? Da. Asta e prețul. Chiar în ce relații sunteți cu Olăroiu? Mai relații normale. Deci nu aveți vreo mare prietenie cu Stescu Becali, de exemplu? Nu, nu. O fiul meu are. Da, e prieten fiul cu... Fiul meu e prieten cu Olăroiu. Da. Bun, 5 milioane. E mult, e puțin. E al treilea cel mai mare salariu din carieră. E prețul corect al lui. Ce ca poate antrenor să facă un om cu 5 milioane de euro câștigați într-un an? Stau mai nimic dacă n-ai minte. Iar el are minte, a investit bine. Da, bine. Da, da, a investit bine. Înțeleg că construiește și pe la mare și cu aici, da, da, da. La cât îl evaluați în momentul de față pe Olăroiu ca avere? Cred că are și el 40-50 de milioane. Da? Da. Credeți că are forță să țină un club de fotbal în Liga 1 dacă vrea? Să zicem că se retrage după contractul ăsta, domne. E greu, mă, oameni buni. O echipă, bine, poți să o ții și cu 20 de milioane de euro, să ai avere și să-l ții o echipă. Dar o echipă care trage la titlu, de exemplu, cum este CFR Cluj, într-un fotbal slab. Consumă 20 de milioane pe an. Consumă 20-25 de milioane pe an. Și atunci îți trebuie bani. Ca să faci echipă în 2-3 ani de zile, îți trebuie 100 de milioane. Da. De dolari. Deci e greu. E greu, sigur că. Da, pe de altă parte avem și exemplu Hagi cu o investiție minimă de câteva milioane, într-adevăr vorbim minimă, raportat la ce se cheltuie. Și uitați, a câștigat și titlul. Nu, pentru că el a băgat foarte mulți bani în infrastructură. Jucătorii tineri n-a dat niciun ban pe ei. El i-a venit singuri. Sigur că da. Au venit și au venit la o vârstă de 12-13 ani, chiar 14 ani. Nu i-a trebuit să-l ia de la 6 ani, să-l crească, dacă îl iei de la 5 ani și îl duci până la 18, bagi bani mulți în el, dar dacă îl iei la 14... Când aproape se cam vede dacă ajunge fotbalist sau nu. Și la 17 îi dai drumul la prima echipă și la 19 iei banii pe el. Atunci. Cum e Nesali ăsta, la 15 ani, convocat la echipa națională, nu prinde lotul de 23 în seara asta, dar probabil că la următorul meci va juca. Da, 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 da. Joacă sigur la meciul cu următorul. Cu Liechtenstein. Bun, Cosmin Olăroiu, cât credeți că mai are chef? Cât să mai are chef? Care și el? Cât 51 de? Nu, să știi că asta este ca un drog. Serios? Da, sigur. E ca la dumneavoastră cu construcțiile? Pe Gigi Becali de ce nu vrea? Pentru că e un drog. Adrenalina, probabil. Da, sigur că da, sigur. Este ca un drog. Fotbalul este un drog. 52 de ani are Olăroiu. Da, da, e tânăr încă. Dar îl vedeți să antreneze la un moment dat, să zică, doamne, m-am săturat, am câștigat suficient bani, vreau la mine în țară înapoi. Înseamnă că atunci aș crede că n-are minte. De ce, domnule? Ce să vină aici? Te înjure toți nespălații și să nici nu câștigi nimic?